Bună ziua, mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim aici la emisiunea Oameni care ne inspiră, la Fundația Calea Victoriei, la Canal 33. Aduc în fața dumneavoastră oameni cu povești spectaculoase, cu pasiune pentru ceea ce fac și, de ce nu, cu idei și emoții care vă pot inspira pe dumneavoastră în viața noastră cotidiană. Alături de mine astăzi o invitată dragă, cea mai dragă, aș spune, doamna Georgeta Filiti, istoric, academician. Bine ați venit la noi, doamna Filiti. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Între timp s-a întâmplat această, să spunem, recunoaștere bine meritată a activității noastre și a implicării în societate, a apropierii poveștilor despre istorie și a istoriei naționale și universale de publicul larg, de tineri, de oameni de toate vârstele, și mi se pare minunat că acest lucru e recunoscut și de Academia Română. Da, ai dreptate, pentru că sunt unul din istoricii care au înțeles că istoria nu trebuie să rămână numai în niște cabinete confortabile, dar prea puțin știute, și trebuie să o transmitem. Trebuie să dialogăm cu publicul și să știți că am avut surpriza să constat, noi suntem tot timpul tentați să spunem copiii nu mai citesc, copiii nu sunt interesați. Hai să ne întoarcem puțin cu referire la istorie și la un aspect, și anume cât de implicați, cât de dăruiți sunt profesorii de istorie, cât reușesc să-i antreneze pe copii și nu sunt plictisiți, nu sunt scârbiți, nu se uită din când în când la ceas să se termine ora mai repede. Vrei să iubești istoria? Trebuie să o prezinți cu suflet. Și, fără să mă laud, eu am impresia, și ești în măsură să mă confirm, că am făcut-o totdeauna în sensul ăsta de acaparare a atenției, de stârnirea curiozității. Am aruncat un subiect și pe urmă lumea s-a dus să citească aici colo despre el. Asta este foarte important, știți? Și sunt mândră și cei de la Academie au băgat de seamă lucrul acesta. Pentru că, sigur, putem să scrim niște tomuri savante, toată lumea se interesează de ele, dar e foarte important ca istoria să fie percepută prietenos. Pentru că istoria e un lucru minunat, e o poveste nesfârșită, o poveste pe care trebuie să o cunoaștem toți. Nu îndrăznesc să spun, nu neapărat fiindcă trebuie să fim patrioți, dar trăim pe un teritoriu pe care e bine să-l cunoaștem cu bunele și cu relele lui cât mai bine. Să discutăm despre el unii cu alții, să le transmitem și altora. Și să știi că concluzia este optimistă, concluzia este extraordinară. Suntem un popor dinamic, un popor inventiv, mereu găsim diverse lucruri, mereu la noi se întâmplă ceva neașteptat. Deci, cunoașteți istoria. Vă propun astăzi să povestim despre ceva care ne poate inspira, ne poate da încredere, povești din trecut, povești despre personalități, pe scurt despre elite și despre rolul elitelor în societate, mai precis în societatea românească. O să ne concentrăm pe, aș spune, ultimele secole, secolul al XIX-lea, secolul XX, și puțin o să vorbim și despre prezent. Și v-aș provoca întâi să-mi povestiți despre anumite personaje sau persoane din istorie care cred că v-au și făcut să vă apropiați de această profesie, vocație, de acest lucru. Știu că sunt niște personaje din istorie, da, de care ați fost îndrăgostită sau am care v-au inspirat și vă inspiră în continuare. Am fost îndrăgostită în adolescență și eu mărturisesc coram populo de Cezar, împăratul din toată lumea romană. Ăsta mi s-a părut cel mai fermecător și, sigur, când ai 17 ani, nici mintea nu e prea coaptă și atunci o lași puțin să zboare și eu mă vedeam flirtând cu el în biblioteca din Alexandria. Și trebuie să vă mărturisesc că în momentul când am ajuns la Alexandria, biblioteca actuală e tot ce poate fi mai nebibliotecă, dacă se poate spune așa. De ce? Pentru că egiptenii au apelat la specialiști norvegieni. Și norvegienii, în țara lor, mereu întunecată, mereu fără soare sau cu soare foarte economic, au făcut o construcție asimetrică, cenușie. Sigur, înăuntru e bibliotecă ultramodernă, electrificată, tot ce vreți. Dar în afară, și eu și alții care s-au ocupat de istorie,
Și au imaginat această bibliotecă așa cum va fi fost. Adică niște anfilade nesfârșite, soare, coloane, nu sunt lucrurile acelea. Asta nu m-a împiedicat să nu-mi placă foarte mult Cezar. Și, pe urmă, mai târziu, să știți că aceste pasiuni te ajută foarte mult, îți dau un imbold. Am avut oportunitatea, la un moment dat, să intru într-o echipă care a editat opera lui Cogălnicianu. Echipa a cam dispărut în natură și așa se face că eu am scos 9 volume din opera lui. Practic, ce a însemnat asta? Să citești foarte mult despre el, să-i parcurgi toate manuscrisele și nu poți să nu te îndrăgostești de un asemenea om care se constituie ca un ctitor al României moderne. Este această preocupare permanentă a lui să facă o lege bună, să o redacteze, să ia o măsură benefică de obicei pentru țară. Nu vă fac acum biografia lui, a fost ani de zile și prim-ministru și a asumat o lovitură de stat, ceea ce nu e puțin lucru. A fost absolut un om fermecător, să fim și puțin în afara cadrului rigid și să spunem că a fost și mare iubitor de femei. Era foarte darnic, atât de darnic încât, în ciuda bogăției, pentru că era un boier care avea niște moșii, le-a administrat nu foarte profitabil, poate și pentru că mereu făcea daruri în dreapta, în stânga, chiar acestor cucoane care se bucurau de favorurile lui. Nu asta l-a caracterizat în primul rând. Rămâne un om politic extraordinar și un orator fără egal în spațiul românesc. Genul de orator care nu mai există astăzi în Parlamentul României, care intrând în adunare cu un proiect, avea toată adunarea împotrivă. Și după jumătate de oră, arguția lui, argumentele pe care le aducea, hotărârea cu care le susținea, făcea ca lucrurile să se întoarcă exact potrivit punctului lui de vedere. Să știți că este o artă care face minuni. Nu știu să vă spun de ce astăzi nu mai există arta oratoriei. Mi-ar place să mă duc undeva unde cineva să abordeze un subiect controversat, discutabil, nu unde a ajuns de bine cunoscut, și la sfârșitul pledoariei să mă fi convins. Nu știu să vă spun de ce a dispărut. Înțeleg de ce au dispărut remaiozele, înțeleg de ce au dispărut tocilarii, tocilarii cei care îți ascult cuțitele, nu tocilarii din biblioteci. Sunt multe meserii care au dispărut, dar această tehnică a oratoriei, care e formidabilă, nici nu ne dăm seama cât e de puternică, cel puțin la noi nu mai există și e păcat. Evident că atunci când vorbim de elite, indiferent de secolul sau perioada istorică în care vorbim, în spatele fiecare personalități o să fie familia din care a venit, educația, pregătirea. În anumite cazuri vorbim de persoane din familii aristocratice sau boierești, dar în anumite cazuri există și persoane care au reușit prin forțele proprii. Sigur, nu? Această aristocrație versus meritocrație. Sau... Absolut. Și pentru că făceai, ai pomenit de elite, trebuie să spunem un lucru, că noi ca popor ne exprimăm foarte explicit, foarte explicit prin elite. Și mă grăbesc să spun că aceste elite nu s-au recrutat numai din clasa boierească. Ba, dacă încercăm să facem o statistică și ai făcut studii inspirate de antropologie, poți să mă confirmi, să știi că majoritatea se recrutează din clasa de mijloc. Pentru că aceștia sunt oameni cu oarecare condiții, cu oarecare, să nu spun avere, dar în orice caz au o bibliotecă,
familia este în măsură să-i țină la o școală, fie ea cât de modestă, ceea ce le deschide apetitul de a merge mai departe. Și pot să dau destule exemple în secolul 20, dar să știți că au fost și în secolul 19. Asta vreau să vă rog, să mergem puțin, dacă vreți, în secolul al 19-lea, să povestim, poate să punctați și câteva mici portrete, personaje, personalități istorice din diverse domenii care pot fi, să zicem, vârfurile elitei noastre, că e vorba de politic, de cultural. Absolut. Și să știi că lucrul acesta începe să fie vizibil în spațiul nostru încă din secolul al XVIII-lea, pentru că nouă ne e cel mai ușor să spunem fanarioții au fost catastrofale, au făcut, ne-au exploatat. Nu e chiar așa. În primul rând că majoritatea domnilor fanarioți erau oameni cultivați. Iluminismul, mult puțin cât a fost la noi, li se datorează. Au încercat să promoveze școala. Sigur, e școală modestă, dar sunt academiile domnești de la București și Iași și acolo învață. Nu învață numai români, învață copii din tot Levantul. Să ridică o pătură de intelectuali. Unii sunt români, unii, cum spuneam, sunt din Levant și se întâmplă ceva, să coagulează niște grupuri. Este Riga Veleștinul, care declanșează o întreagă mișcare de liberare, de palingenezia în spațiul balcanic, ca apoi, în secolul XIX, să se întâmple niște lucruri, și anume, noi ne-am aflat aici totdeauna înconjurați de trei imperii, imperii care nu ne-au fost binevoitoare, care au încercat să ne ocupe, să ne anihileze, și atunci ceea ce ne-a salvat, că cineva poate să întrebe, bine, dar cum ați reușit până astăzi? Cred că tocmai acest antagonism între ei a făcut ca noi să rezistăm și să ne păstrăm și autonomia, mai multă sau mai puțină, cât a existat în secolul XIX, ne-am păstrat credința ortodoxă, pentru că am avut vecini musulmani, nu? Am avut vecini catolici și noi eram ortodoxi. Deci lucrurile, într-un fel, s-au echilibrat în spațiul nostru și asta a făcut să se poate și ridica câteva personalități. Și m-aș lega de acești români școliți în secolul XIX, născuți în primele două decenii ale secolului, care sunt școliți în Occident și nu le trece prin cap să se ducă să se statornicească acolo, ci să întorcă aici. Că e vorba de Mihail Kogălnicianu, de Vasile Alexandri, de Ion Ghica, de Iancu Bălăceanu. Vedeți, această școlarizare în Occident nu trebuie înțeleasă ca o țâfnă, dar noi nu aveam încă școli superioare de o factură care să îngăduie marea specializare. Și dați-mi voie să vi-l evoc pe un personaj foarte interesant în spațiul nostru, Dositei Filiti. Ăsta este un călugăr oarecare care vine din Epir și școlit, foarte școlit, ajunge a fi mitropolitul Țării Românești și lasă un testament prin care jumătate din avere, care nu era mică, o lasă grecilor, jumătate românilor. Și cu o motivație, sunteți două popoare mici. Ca să vă afirmați în lume, trebuie să aveți oameni învățați. Și oamenii ăștia nu se pot școli decât în Occident. Prin urmare, banii care vi-i las, să faceți burse. Și pentru bursele românești a făcut 292 de burse și să știți că cei care au beneficiat de la 1842, când au început să curgă aceste burse, până la al doilea război mondial, au ajuns rectori de universități, au ajuns miniștri, prim-miniștri, descoperitori de radioactivitate și așa mai departe și așa mai departe. Vă pregăteați să
evocăm și oameni din epoca noastră. Neagu Giuvara a fost unul din bursierii, ca licean la liceul din Nisa, un bursier Filipi. Și în secolul al XIX-lea s-a întâmplat ceva care, să spunem, că a accelerat, să spunem, o conectare sau o apropiere mai mare de Occident, venirea familiei regale. Când vorbim de elită, ne gândim, evident, la zona culturală, dar o anumită disciplină care are legătură cu elitele, o anumită ordine, o anumită rigurozitate pe care, iată, da, primul rege a adus-o, da, ajutat, să, poate să modeleze să un cadru. S-au mai întâmplat niște lucruri, că și istoria nu e o știință care se poate învăța într-o noapte. Dacă am băut 5 cafele, n-am dormit, am citit și am știut. Nu. Istoria se învață citind mii de pagini și până mă stragi propriile concluzii. Și atunci o să băgăm de seama un lucru. Această existență a noastră între trei imperii a făcut să fim mereu ocupați, mai ales de ruși. Ori dialogul nostru cu rușii, să știți că se consuma în limba franceză. Și nu însemna numai limba, ci influența franceză, în mare măsură, în mod paradoxal, a venit pe această cale. Pe urmă, un rol importantissim l-au avut femeile. E vorba de modă, de bucătărie, de comportament, de reguli, de savoir-vivre, de savoir-faire. Toate lucrurile acestea li se datorează. Și saloanele care erau găzduite. Și saloanele erau... care la început sunt cărți despre bună purtare. Să iei aminte, dacă îți faci un salon, acolo să nu fie și dormitor. Cu alte cuvinte, când îmi vin musafirii, camera trebuie să fie perfect rostuită pentru ei. Și să dau foarte multe sfaturi. Cum îi servești, cum discuți, politețea este foarte importantă, regulile de bună cuvință, toate astea s-au transmis, să știți, prin femei. Că s-a numit, eu știu, Ecaterina Faca, de pildă, care până la urmă se căsătorește cu un ghica și este mama Dorei Distria, una din româncele interesante din secolul XIX. Încet, încet, societatea română se europenizează. Se europenizează, poate că nu e termenul cel mai potrivit, fiindcă noi am fost tot timpul aici. Și aceste călătorii, care în secolul XVIII erau mai rare, poate că erau mai rare și aici, sigur că trebuie să-i învinovățim pe fanarioți, nu le prea plăcea ca băștinașii să circule. A te duce la Paris, oarecum însemna automat că odată ajuns acolo, începi să povestești ce e în țară. Și mai bine să nu se știe. Deci, călătoriile acestea erau destul de riguros urmărite. În același timp însă, importurile din lumea occidentală, să știți că erau fantastice. Adică, citind toate comenzile care se fac de cărți, de trăsuri, de ananas, de animale ținute în colivie sau păsări ținute în colivie sau mai știu eu ce, îți arată o comunicare permanentă. Bibliotecile care se formează la sfârșitul secolului XVIII, toate îți arată un contact cu lumea occidentală. Și aș spune și arhitectura unor conace care se construiesc, nu? Evident că este influența orientală, dar apar și elementele. Sigur, și de asta Occident. Este stilul ăsta hibrid, da, pe care îl întâlnim și exact ce observai foarte bine, în această, să spunem, influență nedirijată, aici, colo, dar se întâmplă. Eu mă duc la Paris, îmi aranjez casa într-un anume fel, vii la mine și faci același lucru. Și povestea, sigur, rămâne la un nivel foarte... Plus instituțiile statului, că apar niște clădiri emblematice pe care le, sigur, avem și încet, azi din fericire. Încet, încet, încet se modernizează. Academia, universitățile, astea muzee. Puțin în a doua, da, jumătate a, da, secolului, da. Gândiți-vă că noi totuși aici am trăit multă vreme, cum să vă spun, e puțin o lume idilică în care modernii...
Modernitatea nu este o realitate de fiecare zi. Dinicu Golescu face în 1824 o călătorie să duce să-și vadă copiii, sunt băieții golești, cei care vor fi în prim planul istoriei noastre la 1848. Și el se duce să-i vadă la școlile din Elveția. Toată cartea lui este o permanentă uimire. De ce în Occident oamenii, bun, că au străzi pietruite sau asfaltate, dar au statui, la ce slujește statuia? Și încet, încet apar și la noi statui. Străzile nu sunt numite ulița lui Cutare, adică a unui locuitor de acolo, ci poartă un nume. Și așa mai departe, și așa mai departe. Ori toată această aliniere a noastră, să știți că s-a făcut până către 1860 și pe urmă sunt revoluționarii de la 1848, plecați în străinătate, să întorc. Și asta a fost o caracteristică. Exilul românesc n-a însemnat înstrăinarea acestor exilați de țară. Tot timpul ei s-au gândit la țară și când au putut să se întoarcă, au avut voie, s-au întors. Și sigur că marele factor ordonator, aș zice, a societății românești a fost monarhia de Hohenzollern și istoriile nu se mai termină. Ce a putut să facă acest Carol I, care, să știți că nici o vorbă de-a lui n-a fost în vânt. Când a pășit pe teritoriul țării și a spus voi fi un bun român, s-a ținut de această vorbă. Tot ce a făcut, a făcut în interesul celorlalți. Și sunt sute de exemple dovedind buna lui credință, patriotismul lui desăvârșit, nu numai atunci când s-a aflat în fruntea armatei noastre în războiul de independență sau când i-a ajutat pe ruși care erau copleșiți de turci. Dar el a avut această intuiție fantastică a caracteristicilor noastre. Poate odată o să angajăm o discuție numai pe chestia asta, mai ales că ai făcut studii aprofundate de antropologie, să caracterizăm puțin poporul român. Pentru că ce se întâmplă? Noi suntem un popor extrem de dăruit. Ne entuziasmăm teribil, suntem foarte receptivi la idei noi și lucru se vede. Am avut printre primii telefoane puse, lumină. Acum suntem în materie de IT, suntem în fruntea elitei mondiale, nu? Dar acest entuziasm nu ne ține. Ori tocmai asta a fost marea virtute a lui Carol I, că a știut să-i mobilizeze și să-i motiveze permanent pe români. Și asta a făcut dintr-o țară cu bune și cu rele, dar unde lumea nu respecta orarul, vin la tine pe la 10 și dacă mă arăt la 12, ce se întâmplă? Nu. Și lucrul îl făceau și miniștrii lui. Și Vodă Carol a găsit imediat soluția. Le-a cumpărat ceasuri. Deci le-a bătut obrazul. Fiecare a primit un ceas ca să nu mai poată spune că nu știe pe ce lume să e. Să nu mai fie timpul balcanic care curge încetişor, așa, alene, ci un timp ai petrecut, occidental. Sigur, ai petrecut destul timp în Grecia și știi foarte bine că și la ora actuală să întârzie un ceas sau două la mic. Zic siga, încet, facem încet. Iată, timpul așa nu există. Nu? Și a venit neamțul care a dus o disciplină și neamțul acesta care poate fi considerat fără umor, fără, totuși, foarte serios, a spus nu se poate. Pe urmă, sigur că au fost niște lucruri, cheltuieli nesăbuite, tot felul de hatâruri cerute, dreapta în stânga, la el nu mergeau cu treburile acestea și mie mi se pare și dau mereu de exemplu lucrul acesta, prin testament a lăsat bani diverselor organisme, o școală pentru fetele orfane ale subofițerilor de nu știu unde, pentru
orbi, pentru handicapați, toate bune și frumoase. Dar banii zice să nu le vină imediat. Să mai așteptăm un an, să mai crească dobânda. Ori dobânda le era tot lor dată. Până acolo a mers Vodă Carol cu această rigurozitate. Nu știu să spun dacă exemplul de sus a făcut ca acum să apară o adevărată pepinieră de oameni deosebiți. Iorga spunea, Iorga moare în 1940, și el spune că la cumpăna veacurilor 19-20 s-a întâmplat ceva în România. A apărut o generație fantastică de oameni creatori, generație irepetabilă. Dacă citești istoria atent, în fiecare perioadă mare au fost oameni deosebiți. Generația de la 48 a făcut România modernă. Generația asta a consolidat prima parte a secolului 20, ne-a ajutat să trecem peste primul război mondial și pe urmă iar a fost o perioadă de expansiune spirituală, perioada interbelică. Și sunt și la 1900 și după primul război mondial, sunt câteva personalități extraordinare. Așa cum observai, sigur, majoritatea sunt bărbați. Aș vrea, scuze, să completez că chiar și acum filmăm într-o casă din perioada interbelică, construită de o persoană care făcea parte din elita militară, aș spune, nu? Suntem în casa Cihoschi și iată, oameni din acest middle upper, nu? Class, care conștientiza cât de important e să lași ceva în urmă și dincolo de dăruirea lor, sau cum a fost în cazul lui, că a luptat în primul război mondial, a construit o casă pentru familia lui, această casă, iată, e un exemplu simplu, a rămas în continuare ca un model, avem aici și istorie, avem și arhitectură, avem și elemente care au rămas din perioada aceea. Și a fost aceea. O șansă extraordinară, dar trebuie să spunem că șansa asta e aproape o șansă nenorocită, în sensul că asemenea case, cum e cea a generalului Cihoschi, să spunem că toți oamenii ăștia au fost exterminați în timpul comunismului. Apropo de destinul elitelor, nu? Destinul elitelor după al doilea război mondial. Din fericire, casele lor și multe din lucrurile pe care le-au făcut s-au păstrat nu de dragul păstrării, de dragul respectului, ci ca să fie închiriate străinilor, în speță corpului diplomatic, pentru că nu puteai totuși să funcționezi, tu, stat comunist, și să ții ambasada Statelor Unite sau a Franței într-un bloc comunist, nu? De 8 metri pătrați pentru fiecare locatar. Astea sunt alte lucruri. Dar răstimpul ăsta de la cumpăna veacurilor, să știți că a fost extraordinar, pentru că noi am avut atunci câțiva oameni care stau, și au mers și în secolul 20, care stau absolut la egalitate cu omologii lor din Occident. Să ne gândim la doctorul Cantacuzino, unul din puținele institute din lume, este Institutul Pasteur de la Paris și care și-a avut filiala lui, Institutul Cantacuzino, la București. Babeș, care era la fel de, totuși, turbarea, care era o realitate, nu? E boala care ia Babeș îi vine de hac și lucrul este recunoscut în întreaga Europa. Paulescu, la fel, cu insulina. Oamenii aceștia fac adevărate minuni. Spiru Haret iese primul la Politehnica din Paris și totuși, ca să nu fie un străin înaintea noastră a francezilor, i s-a dat diploma ex equo. Același lucru s-a întâmplat cu Victor Ștefănescu, cel care ridică catedrala încoronării în 1922 la Alba Iulia. La fel, a ieșit primul și tot așa i s-a alăturat un francez la premiu. Astea, sigur că sunt slăbiciuni de înțeles, nu insistăm asupra lor. Adică e o pătură de oameni și toți vin din clasa asta de mijloc, care, aș zice, aduc plus valoare culturii române și fac
La un moment dat, ai noștri, nu știu de ce, sunt cuprinși așa de sfială și să gândesc că învățământul nostru nu merge bine. Acum ai să-mi spui, păi nu merge, că vedeți ce se întâmplă. Eu nu discut ce se întâmplă acum de 30 de ani, pentru că e alt bine, criza subiect. Este în întreaga lume, criza educației și reformele, modernizarea. Sigur că da, dar ce se întâmplă la noi probabil că are valoare de unicat, fiindcă în fiecare an e altă formulă, da. Asta e altă treabă. Dar, la un moment dat, noi preluasem foarte mult din modelul francez, fără îndoială. Spiru Haret crease 2000 de școli, erau niște programe, alor noștri li s-au părut că lucrurile nu sunt suficiente și atunci au chemat niște specialiști francezi să facă niște inspecții în școli și să ne spună ce nu merge bine. Și după 3 săptămâni de vizite la aceste școli, la diverse nivele, francezii au venit foarte nedumeriți. De ce ne-ați chemat? Ce se întâmplă la voi e mai bine, mai bun, mai reușit decât la noi în Franța. Dovadă că noi am luat modelul, l-am păstrat, l-am îmbunătățit și l-am făcut să dureze pentru numele lui Dumnezeu, n-am schimbat de la un an la altul, că faci școală de 10 ani, de 12 ani, că dai examen la jumătate, că iei în seamă notele din timpul anului sau numai notele de la bacalaureat, lucruri care pot să te nebunească și pe tine ca părinte și pe tine ca elev. Ori această stabilitate, să știți că a fost absolut salutară, absolut salutară și îndrăznesc să spun că s-a datorat acestei falange de oameni ieșiți din pătura de mijloc a societății, dar o falangă elitistă. Și asta cred că până în zilele noastre, sau până aproape de zilele noastre, a făcut forța și tăria noastră. Și exemplele cele mai concludente rămân în perioada interbelică, unde ai de la filozofi la medici, de la ingineri la constructori, medici excepționali, pictoriță, sculptori, muzicieni, iată, scritori, participanți la expoziții internaționale, la saloane de expoziție, de li se duce buhul. Inventatori, nu? Cum e Gogu Constantinescu, cum e Coandă, cum e botezatul. Ăsta este părintele helicopterului. Nu vă vine să credeți, dar sunt o sumedenie de invenții pe lumea asta care și-au obârșia în ideile unui român, nu? Poate Popper n-a inventat nimica, dar totuși, după Ion Ghica, este al doilea român care stăpânește sau conduce, epitropisește, dacă vreți, un teritoriu străin. Chiar dacă acest teritoriu este Patagonia și te duci în Patagonia și vezi acolo munții Bucegi și nu poți să nu fii emoționat. Este un călător român, ajuns acolo, nimic nu era organizat și omul acesta înțelege să facă treabă bună. Sunt și scoate și bancnote cu chipul lui, bancnotele zonei acestea din extremul sud al Patagoniei. Și sigur, exemplele pot să continue, nu? Cu acești români care se ilustrează în străinătate. Aș vrea să vorbim un pic asupra unor personaje pe care dumneavoastră le-ați cunoscut bine. Pe unul dintre ei i-am cunoscut și eu. Și anume, se mai folosește această sintagmă ultimii boieri. Vorbim de niște aristocrați care nu doar, să spunem, originea lor era nobilă, ci și felul în care se purtau, felul în care scriau, în care comunicau, modele umane și profesionale. Mă refer aici la soțul dumneavoastră, domnul Manole Filiti, la Alexandru Paleologu, care, iată, avem cărțile lui, putem să le citim, și la domnul Neagu Giuvara. Această elită școlită în perioada interbelică, dar care clar au preluat foarte multe lucruri și din secolele anterioare, poveștile bunicilor, poveștile din familie, lecturile, educația, au ajuns până aproape de noi să împărtășească din ceea ce înseamnă valorile elitei sau modele pe care le putem urma, evident adaptându-ne la realitățile de azi.
fără îndoială și dăm voie să-l adaug, poate fi că stând în casa aceasta fermecătoare, peste drum, e casa în care a stat și Barbu Brezianu. Cred că merită și Barbu să fie cuprins în acest grup de vieux beau, cum li se spunea, ăștia trei pe care i-ai evocat, primii trei pe care i-ai evocat, trebuie să spun că au fost și mari amatori de femei. Erau niște bărbați foarte frumoși. Erau niște bărbați inteligenți, fermecători, din altă lume. Dar cumva erau și foarte preocupați de femei și totuși felul cum vorbesc despre toate flirturile lor, să știți că rămâne un adevărat exemplu. Sunt foarte cumpăniți, foarte eleganți în ceea ce au făcut și rămân adevărate modele. Și eu trebuie să vă spun, măritată fiind cu Manole Filiti, un moment care răsare. El a murit în 1998, deci îți dai seama, au trecut atâția ani de atunci. Și din căsătoria mea cu el, nu știu să spun de ce, stăruie sau îmi revin în minte anumite momente. Și un moment pe care nu pot să-l uit, este în ultimul lui an de viață, a dat un interviu unei tinere persoane, o fată din zilele noastre, drăguță, nostimă peste măsură, care îi punea diverse întrebări. Dar felul cum se uitau unul la altul era absolut cuceritor. El aș zice că era politicos și curtoa. Și fata simțea aceste efluvii care veneau de la un domn care ar fi putut să-i fie bunic. Dar nu putea să nu fie cucerită. Era cucerită de șarmul acestui om. Sigur, și fata era de bună calitate și nu trebuie înțeles lucrul altfel decât s-a întâmplat. Adică o comunicare foarte agreabilă. La fel era Alecu Paleolog, cu Alecu am fost foarte prietenă și cred că mai avea și o nuanță, să nu se supere memoria lui, puțin de bârfitor. Dar bârfa lui Alecu Paleolog era fermecătoare, putea să-ți povestească ore întregi despre lucruri petrecute, lucruri întâmplate. Și să nu uităm de originele lui grecești până la urmă, nu? Și de această plăcere balcanică. Făcea caz amuzat de lucrurile acestea. La un moment dat el a fost căsătorit cu o doamnă care lucra la Institutul Iorga, unde lucram și eu. Și trebuie să spun că noi toate femeile de acolo, nu că eram îndrăgostite, dar eram curioase. Să-l vedem. Da. Și eram bucuroase de câte ori domnul Paleolog venea la soția lui, plecau de acolo împreună sau, mă rog, venea în institut și sigur că și el simțea interesul nostru și simpatia noastră teribilă pentru el. Și, de pildă, am rămas toate uimite, e o banalitate ce a făcut, dar atunci, să știți că toate am rămas cu gura căscată. I s-a stricat frigiderul. Și vine indignat la Institutul Iorga și spune: mi s-a împotrivit materia, dar e posibil? S-a împotrivit materia unui frigider. S-a exprimat literar, un cavaler din alte vremuri, la urmă, asta, că vorbim asta, de asta, cavaleri, știți, nu? Numai el putea să facă așa ceva, așa cum a dat și o interpretare cuceritoare unei înjurături foarte frecvente în spațiul românesc, că te bag undeva. Și el a spus da, dar acolo să știți că e totuși un loc foarte ocrotit, foarte cald și foarte plăcut. De partea bună a lucrurilor, știu că așa spuneți, povestiți despre el. Totdeauna că orice s-ar fi zicea, totuși există și ceva exact. Bun. Exact, și mai avea o calitate. Pe urmă, prin soțul meu l-am cunoscut foarte bine, vizitele se întâmplau foarte des, erau vizite reciproce. Și Alecu avea o însușire pe care n-am mai întâlnit-o, trebuie să vă spun, la un om cam de vârsta lui. Și tu ai dreptate. El niciodată nu te contrazicea categoric. Te lăsa și pe tine să vorbești. Această calitate nemaipomenită a cuiva de a îngădui dialogul. Mă gândesc și la lecturile din filozofie.
Educația, până la urmă, nu? Educația, educația este esențială. Ați vorbit de oratorie, putem să ne întoarcem la dialogurile lui Platon. Exact, sau exact. Da. I agree to disagree. Să știți că asta îl făcea să fie absolut fermecător. Poate puțin mai țepos era Neagu, pentru că Neagu când a venit, a doua zi după Revoluție, când a venit aici, în capul lui a fost că noi acum o să ne apucăm să ne reconstruim țara. Adică fiecare o să pună mâna pe mistrie să facă ceva. Ori noi, ușuratici, ne-am gândit, bun, dar acum e momentul să plecăm în străinătate, pentru că până acum nu aveam pașapoarte, nu ne lăsau, bla bla, nu știu ce. Hai să petrecem, suntem liberi. Un moment de respiro. Un moment de respiro pe care trebuie să mărturisesc că unii din noi îl vedeam prelungindu-se foarte mult. Ori el a fost scandalizat. Voi nu sunteți serioși. Vă apucați să faceți Jockey Club. Jockey Club vă trebuie vouă. El era pus pe treabă să facem lucruri. Pus pe treabă. Când, uite-te, drumurile sunt pline de gropi și mergem ca porcii cu râtul în jos ca să nu ne împiedicăm. Probabil că de aceea s-a și implicat în politică, lucru care ulterior i-a trecut. S-a implicat în politică, mi-aduc aminte că eram într-un tren cu el, plecam la Constanța și mi-a cerut să-i scălesc o listă cu un foarte fin al minterii intelectual pe care vroia el să-l salte. Neagu a fost plin de o sârdie să facă ceva și în urma lui rămân totuși niște cărți. Niște cărți care, la modul general vorbind, comunitatea istoricilor le-a respins și prin niște voci autorizate, el a și fost puțin marginalizat și socotit ca amator. Asta ca să fiu era și era un eu. Personaj excentric care nu a stat aici și poate era perceput ca venind socotit din altă lume. Excentric, însă și invidiat cu siguranță invidiat, de către mulți. Dar Neagu a avut o justificare, a spus, bun, teoriile mele, nu insist asupra lor acum, teoriile mele poate sunt greșite, dar hai să dialogăm. Nu-mi da ca argument că eu sunt un începător sau un amator, pentru că totuși eu am un doctorat la de Sorbona. Stat cu Raymond Aron luat la Sorbona. Apropo de elite. Apropo de elite. Deci lucrurile vedeți cum mergeau. Însă, tot el mi-a spus odată și nu știu dacă nu eram împreună, știi? A venit la mine cineva care mi-a spus că un prieten din provincie l-a rugat, zice, ești la București, te rog să-mi aduci un giuvara. Și tu îți dai seama? Să-i aducă un giuvara, indiferent ce. Așa de mult ajuns. Ar fi un Grigorescu, nu? Dar era vorba de o carte, de fapt. Era vorba de o carte, dar dacă era scrisă de giuvara, ăsta era un gir, o garanție, că nu poate să fie decât o carte bună. Și sigur că lucrul i-a făcut plăcere. Vezi, dacă stăm să ne uităm la fiecare epocă, de fiecare dată apare o elită. Elita nu e foarte numeroasă, nici nu poate să fie. Vorbim de niște vârfuri, până la urmă, care modelează. Exact. Sau care iau în răspăr curentul vremii, nu? Exact. Și vine cu exact. Ceva nou, fiecare exact. Personalitate. Și nu cred că există vreo rețetă să avem 20% sau 15% elită într-o societate. Asta nu se poate. Dar se naște la un moment dat un personaj care încet, încet devine guru. Nu? Să știți că Neagu și-a avut foarte, și astăzi și are memoria lui, are încă foarte mulți fani. Fani, nu? Ba, erau și niște fani de ăștia mai materialiști, că m-au rugat foarte mulți. Dacă ți-amintești, el avea niște cravate așa de mătase, care de fapt îi ascundeau ridurile de pe... Da, vârsta. Sigur, cu asta era un lucru care n-avea ce să facă. Și ăia cu destulă sfială, știți, n-ați putea, în fine, să mă țineți un model, să-mi fac și eu. Și Neagu, care avea o colecție uriașă, a zis, da, sigur că da. Cum să nu? Și mi-a dat vreo 7-8, le-am pasat și eu unuia și altuia. Deci, iată și ușurătăți. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Filiti. Aș finaliza cu acest lucru. Elitele, cum dumneavoastră spuneți, nu înseamnă doar aceste vârfuri pe care am putut noi în fugă să le menționăm azi, ci înseamnă fiecare dintre noi care își face treaba cât mai bine. Și aș spune că un lucru care definește elitele este cea de a
de a împărtăși, darul de a împărtăși și de a lăsa ceva mai departe. Da? Și de a fi bun. De o carte, și de a fi bun. Absolut. Așadar, dragii mei, cu acest mesaj vă transmit să fiți buni, să creșteți, să citiți, să ne educăm și să putem să prețuim elitele din trecut și să formăm elitele viitorului. Vă mulțumesc, să ne revedem cu bine aici la emisiunea Oameni care ne inspiră la Canal 33. La revedere!